Salutare, oameni buni și bine v-am găsit la un nou videoclip din FS19. Suntem pe mapa lui Belsca Dolina. Am decis să facem o serie cu mapa asta, pentru că am pus un videoclip când făceam fermă pe mapa asta și v-a plăcut foarte mult acel videoclip. Așa că am zis hai să mai facem o serie. Avem 287.000 de euro. Banii ne ajung, nu-i problemă. Oricum, nu vreau să mai cumpăr absolut nimic. Banii ăștia îmi ajungem. Am o combina acasă, care n-am vândut-o, care mi-a dat o carta, un bizon, adică asta. Acest bizon Super Z0556 și cu header-ul. Oricum, n-am vândut combina. Am vândut în rest toate cartele care am avut din... Care mi-a dat carta. Da? O să începem doar cu un teren și pe viitor o să mai cumpărăm încă unul. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să facem multe, multe like-uri. Încerc frumos să iau acest bucolan. Steagurile României, steagul României și pe cabină și pe geam. Ești foarte, foarte mișto, n-am să zic, n-am să zic, n-am zic. Mergem cu 11 km pe oră la Arad. Eu la fermă mai am un BMW X6 din 2020. Ca să am și-o cu ce să umblu, știți? Că nu am cumpărat că... Na, nu am cumpărat că am umblu cu ceva, prin fer. Vreau niște oprugul acesta. Ce a mai rămas bucățica aia mică, o să o vin să dau cu cultivatorul și o să iau și bucățica aia, o să o vin pământ, cred. Și spuneți-mi în comentarii ce ați vrea să semăn pe acest teren. Sunt tare curios de părerile voastre. Așa că vă aștept un sesiune în comentarii cu ce vreți să semănăm pe terenul acesta. Aici am arătat eu un tractor, dar n-am filmat cu MTB și a rămas așa, haide, a rămas puțin, adică am arătat până la capăt, să se filmă așa, am arătat până la capăt, dar nu am filmat. Și am luat cu tractorul acesta mare, ca să meargă treaba mai repede. Oricum nu prea mai avem mult de arat. Cam asta este singurul meu teren care îl am, nu mai am alt teren. Dar este bine că îl am cumpărat acesta, adică l-am cumpărat până să-mi iau BMW-ul normal. Ca să l-am în... Cum ar fi în salamiu, în personal. Oricum, dacă îl ar, îl biscui și îl semăn și îl herbicidez și îl recoltez, o să am o recoltă bogată. Ca să fim sinceri. Și cred că când să biscui, o să iau un UTD. Vă place foarte mult videoclipurile cu UTB-uri. De te-am văzut pe YouTube. Îmi place foarte mult. Dar și cu New Holland-ul acesta vă place foarte mult.
am văzut cu el un videoclip pe Dunești și v-a plăcut pe TikTok-ul meu în final, mult, în nivel. Bun, scumăm de pământ, știți că în realitate plugul acesta se rotește pentru că are pământ pe o parte și pe altă n-are și se va iară în brațe, se facă una. Dacă mai rămâne bucățele de pământ pe care nu este arat, nu este problemă pentru că o să-l dau cu, o să-l dau cu cultivatorul și da, vă căia tot. Hai să ne ducem să vorbim pe ochiurile și geantele. Geantele. Oricum, terenul s-a fost destul de mărișor, nu știu cât de mare este. Deci, ferma mea este undeva unde este, aveți pe BMW-ul ăla roșu, de vedeți, dar nu știu unde e din departare. O să am foarte multe planuri. V-am și pe Facebook, pe grupul Modul Farming Simulator 13, 15, 17 și 19. Dacă vreți să facem o serie, sau să dăți voi măcar în comentarii, dacă vreți să facem o serie, cum am face asta? Foarte, foarte interesant această mapă, chiar că este mișto, mie îmi place foarte mult. Oricum nu o să mai schimbăm harta, dar până am văzut că trebuie să trecut domnul Pietru. Domnul să meargă acum, să vadă lumea, dar nu mai este finalizare la fel. Cred că mult la finalizare să îi fac. Și... Bun. Oprim girofarurile, oprim motorul și cam asta a fost și cu treaba pe ziua de azi.